Bărbatul avea 35 de ani și locuia cu mama sa. De câțiva ani luase darul băuturii și de câte ori rămânea fără alcool, parcă în nebuna. Astăzi, după ce a tras câteva păhărele bune de țuică, s-a spânzurat. A fost găsit de mama lui. Am venit de la apă, că am fost să mă uit de apă, să-i dau apă. Și când am venit de la apă, eu nu l-am văzut. Am intrat în casă, mă duc să dau la mâță mâncare, că am cenat cu acolo. Și când am pus mâncare la mâță și m-am săltat, l-am văzut acolo. m speriat? Mă, ce mai durul lui la fug în vale la sur. Veni la mine la telefon, ia, să vorbească cu poliția la tâmna. Face nu uite, să spun ceva, dar să nu te sperie, că eu sunt bolnavă și cu inima, așa, și omul um, bolnav. Și uite, așa, 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 găsi din deal de casă spânzurat. Ieri l-am văzut, dar astăzi de nu. De nu. De dar cum era? Eu... nu era violent. De bețvan era. Dacă el plecă de aici pe drum în vale nebun, din sat, din casă în casă, prin sat. Ce, Ce căuta? După da. Avea darul băuturii. Da. Așa nu făcea răle, nu nimic, ca să băgăm în casă, bani pe masă, orice. Nu mai băutură, să fie găsit la băutură. La fața locului au ajuns o ambulanță și două echipaje ale poliției din Tâmna și Strehaia. Medicii nu au mai putut decât să constate decesul bărbatului. Am fost sesizați cu privire la faptul că o persoană din statul crimea de jos în vârstă de 35 de ani, au fost găsite de dată de mamă. Se efectuează cercetări cu privire la aspectul decesului. Din primele cercetări nu există suspiciuni cu privire la cauza decesului. Mama bărbatului spune că ori de câte ori se îmbăta fiul ei, o agresa fizic și verbal. Acum se pregătește să îl înmormânteze.